Parlamentul României a ratificat acordul privind acordarea unui împrumut de 150 de milioane de euro Republicii Moldova. Premierul de la București, Victor Ponta, a declarat că este obligația României să ajute Republica Moldova, susținând că, în caz contrar, Rusia va încerca să împiedice această țară în drumul său european. Potrivit lui, acest acord se va realiza în concordanță cu reformele pe care guvernul de la Chișinău trebuie să le facă. Am avut vorbe, multe sfaturi, dojeni, dar n-am prea avut lucruri concrete. În ultimii 2 ani am reușit să trecem la lucruri concrete. Gazoductul despre care se vorbea de 20 de ani l-am făcut într-un an. Așa cum în România copiii au microbuze pentru școală, au și în Moldova. Așa cum în România avem smurd, se dezvoltă și în Republica Moldova. Așa cum am investit în grădinițe și programul de 20 de milioane de euro, acum mai avem încă 5 milioane pe care îi acordăm în acest an. Dar cel mai important lucru, la nevoia cea mai mare, Republica Moldova are azi, acum, nevoie de un sprijin financiar pe care nu-l poate primi din altă parte decât din partea noastră pentru a trece peste o perioadă dificilă. O perioadă dificilă pe care, eu vă spun, o au în special din cauza sancțiunilor economice pe care Federația Rusă le-a impus Republicii Moldova pentru un singur gest, dar un gest fundamental. În Parlamentul de la București urma să susțină o alocuțiune și premierul moldovean Valeriu Streleț, care se întorcea de la Bruxelles, însă din cauza unor defecțiuni tehnice la aeronavă, șeful cabinetului de miniștri de la Chișinău n-au putut ajunge la timp. Totuși, Streleț a aterizat la București și a mulțumit autorităților române pentru ajutorul constant. Noi avem în vedere promovarea reformelor investiționale și modernizarea Republicii Moldova, în așa mod ca prin proiecte comune să ridicăm nivelul nostru de dezvoltare și să ne apropiem de România, să ne apropiem de Europa prin pași concreți. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult, domnule prim-ministru, pentru implicarea dumneavoastră personală în acest proces, pentru punctualitatea și, aș spune uneori, viteza care ne-o impuneați și nouă. Că uite, noi suntem gata. Voi când sunteți gata? E un gest care merită toată recunoștința noastră și aveți această recunoștință. Parlamentul de la București a votat hotărârea care prevede acordarea unui împrumut de 150 de milioane de euro cu dobândă de 5% de către Guvernul României, Republicii Moldova. În una dintre primele ședințe ale Parlamentului de la Chișinău, acordul de împrumut va fi ratificat de legiuitorii de la noi. Prima rată din împrumut, în valoare de 60 de milioane de euro, urmează să ajungă peste prut până la sfârșitul acestui an.